prima zi de Hustle, a venit dictatorul aici, cum vă place vouă să ziceți. Ce faci, domnul Andrei? Bună seara, domnul Georgescu, o mare bucurie după atâta timp să ne reunim, să facem acest interviu împreună, aș putea spune. Am venit și eu pe aici, am dat o tură, lumea se simte bine, băieții știe fotbal, ce să vă spun, e mișto, se pregătește terenul pentru Beach Breeze aici, lumea își face antrenamentul pentru ce o să urmeze la vară. Foarte mișto, mă bucur că am mutat Hustle-ul din Azuga aici, că nu mai e frig, asta e bucuria mea cea mai mare. E un pic răcorică, bate un pic vântul, dar totuși ne purtăm la hanorar, nu ne purtăm la... geci astea. Întrebarea care stă pe buzele tuturor. Cine e ultimul artist de la Beach Please? Poți să ne-l dai? Poți să ne dai măcar un indiciu? E Playboi Carti. Bă. Ultimul artist de la Beach Please. E mai mare ca Travis? Nu. Nu. Acum sunt două categorii. O parte e Travis, cu siguranță, e headlinerul. De asta l-am și numit headliner. Mai avem de anunțat cel puțin un artist, dar Travis este headlinerul cu siguranță. Și acum, na, nu știu dacă oamenii se așteaptă la niște nume foarte mari care să mai vină la nivelul lui sau aproape de nivelul lui. Dar gândiți-vă totuși că dacă faci o medie de preț la bilete, există și oameni care și-au cumpărat bilete cu 250 de lei sau cu 200 de lei și atunci, practic, festivalul nu mai avem bani. Nu știu cum se, nu mai avem bani, nu știu cum se explică. Bune, nu mai aveți bani? Nu mai sunt bani să mai luăm unul cum e Travis, de ori din 1 milioane de euro, dar cred că o să mai avem cel puțin un, adică nu, unul sigur e confirmat, care urmează să fie anunțat. Cine? Nu pot să spun, dar o să fie ceva pe... Dă-ne un indiciu. Bă, o piesă care nu știu dacă mai e acum, dar a fost cel puțin luna trecută în top 50 Spotify România, pe, cred că pe primele 15 poziții. Ok, nu știu dacă voi știți, dar Ken Carson în top 5 țări ca ascultători are România, gen. Pe locul 5 este de la Ken Carson. Dar nu este Ken Carson. Maybe next year. Ok, deci nu o să vedem pe nimeni din Opium anul ăsta. Nu știu cine e în Opium și cine nu, dar nu e Ken Carson asta. Destroy Lonely, Playboi Carti. Dom'le, dumneavoastră sunteți de la Măruță? De unde sunteți de mă trageți așa de limbă? Încercăm să scoatem dacă se poate, dacă vine Playboi Carti sau nu, pentru că toată lumea este fiartă pentru acest artist și știe asta. Dom'le, n-aș putea să afirm sau să infirm. Data trecută am zis că nu vine Travis Scott și a venit. Acum, ce să zic, că nu vine Playboi Carti și după aia lumea să zică că vine și după aia poate vine sau poate nu vine. N-aș vrea să zic nimic. Aș vrea mai bine să trecem la următoarea întrebare, domn. Ok, zi-mi și mie în felul următor. Cât de greu a fost să-l convingi pe Offset să vină la Hustle? Pentru că Hustle nu este la nivelul Beach Please. Cum a fost discuția cu Offset pentru Hustle? A fost o discuție simplă. În primul rând am putat eu discuția, dar Lucia n-a avut nicio problemă să-l confirme. Adică s-a întâmplat destul de repede. Erau oricum niște discuții anterioare pentru Beach Please cu Offset și pur și simplu am zis ok, avem Hustle. Nu, n-a fost o problemă. Evident că ar trebui să îndeplinim anumite cerințe, chiar dacă Hustle e un festival mai mic, ai văzut că scena e totuși o scenă corectă. Și scena asta corespunde cerințelor din riderul tehnic al artistului, adică nu puteai să vii cu o scenă de zilele orașului, știi, și să faci, să aduci pe Offset, adică omul are niște cerințe. Dacă Offset are cerințe, Travis, ce cerințe are? Vine cu avion privat, vine cu elicopter, cu ce aterizează la Costinești? Nu avem încă riderul tehnic, dar costul pe care noi îl plătim pentru Travis este ceea ce se numește cost rendered. Asta înseamnă că artistul vine cu ce dorește el, nu avem nicio treabă cu transportul său până în România. În momentul în care artistul a pus piciorul pe pământul României, încep să decontezi transport, cazări, mâncare. Inclusiv artiștii au un riderul tehnic bani cash pe care tu îi dai ca să-i aibă la ei, pur și simplu ca să cheltuie, să dea șpăgi pe radar. Și Travis Scott ce bani are cash pus? Încă riderul tehnic al lui Travis, dar nu știu, e de ordinul, cred că 1000-2000 de dolari să aibă bani cash. Sincer spun, uite, și la Beach Please anul trecut, raportat la cât au costat artiștii să fie aduși, riderele tehnice nu a fost niciunul care să aibă vreun rider tehnic nesimțit. Adică, na, o vodcă mișto, o tequila, un azur, poate, adică niște chestii pe care și ore beau sau nu, adică nu ceva, domne, vreau nu știu ce sticlă de 20.000 sau nu știu ce aberații. Asta nu înseamnă că poate alții nu o să vină cu astfel de pretenții, dar nu, eu zic din anul trecut, știi ce am văzut. Ok, urmează să vedem 5 Gang-ul anunțat la Beach Please. Toată lumea îl cere, toată lumea scrie pe TikTok. Ce bani e 5 Gang? Era 5 Gang? 5 Gang a luat cel mai mult 15.000 la un concert. Asta a fost picul nostru, 15.000 la un concert, atât am luat. Mai știu, la Oradea, la Suceava, nu mai știu pe unde, dar era picul. Așa, la final de carieră mai mergeam și pe un 6-7.000 de... Dă focul nostru așa să cântăm. Travis e ars bani, artă distracție. Dar eu ce pot să spun despre 5 Gang e că nu știu dacă o să se întâmple, dar în mod cert dacă se va întâmpla nu va fi anunțat. Adică asta nu va fi vreun tertip pentru ca eu să vând mai multe bilete sau să fac un marketing. N-am apucat să vorbesc cu băieții. Mă gândesc că atunci s-ar putea să fie o chestie spontană. Habar n-am. Ok, fii atent, noi facem outfit check. De asta suntem aici și ne știi foarte bine. Zine cu ce ești îmbrăcat și el astăzi. Domnul este îmbrăcat sistemul organizator, că nu sunt vreun artist, nu sunt cu nimic. Am picioare ăștia de la O3. Mie îmi place foarte mult compania asta O3 de Adidas. Pantalonii sunt sporty and rich.
Asta e de la Pal. Am și pe dedesubt un tricou. Asta este o vestă de la American Vintage, un alt brand pe care îl port destul de mult. Ceasul este același. M-am pus acum pe listă pentru niște ceasuri, dar momentan sunt cu bătrânul aici. Ata, n-am ranțuri, n-am... Am văzut că ți-ai cumpărat mașină. Zine și nouă mai mult. Ce s-a mai cheltuit pe această mașină? Leasing, ne-leasing, cumpărată din banii tăi. Ce s-a întâmplat cu mașina asta? De ce? Nu e, domne, din banii mei, e din banii altora. Din banii cui? Domne, nu aș putea să spun. Forțele, o curte. Având în vedere că CRS-ul meu am primit deja 5 ani de zile, mi se pare că atât din cât îți permiți, e normal, la maxim 5 ani de zile să-ți înlocuiești mașina. Plus, de asemenea, având în vedere că am rămas fără permis de conducere pentru o perioadă de, cred că mai am de executat 3 luni din alea 4, eu oricum îmi doream mai bag, dar tot mi se părea aia că e bătrânească, că nu știu ce. Și asta când mi s-a luat permisul a fost picătura finală, a fost și așa de pe tot ca să-mi iau mai bag. N-aș vrea să mă apuc să zic cât am dat pe, poate o să zic eu. Mașina e luată în leasing, cum e și normal să faci, nu are sens să brochezi toată suma. E luată în leasing cu 50% avans. N-are sens să brochezi o întreagă sumă de bani în mașină când noi avem nevoie de cash flow pentru Bishpriz. Am avut nevoie de foarte mult cash flow pentru firmă, acum pentru finanțarea festivalului, care încă trebuie alimentat cu bani, nu se alimentează doar din bilete. Și atunci avea nevoie de cash flow, da, deci mașina este în leasing și suma, nu știu, poate o să o spun la mine, dar... Nu, cred că e important. Peste 250.000? Bă, e important că mașina e sufragerie. Peste 250.000? Bă, e important că mașina e sufragerie, frate, poroți, înțelegi? Mașina e o casă, nu știu dacă de banii ei ție o casă, dar mașina e casă înăuntru. Bă, ție cred că o casă în Cosmo. De aia am măsuță de aia cara private, cara business class, nu cara private jet, am măsuță, pot să lucrez pe laptop, pierdeam o oră în trafic, m-am plictisit, nu mai vreau să merg cu Porsche-ul prin oraș. Am 20.000 de kilometri Porsche deja, nu, mai mult cred că am, Din drumuri, așa, drumuri prin București, drumuri, nu mai vreau, n-are sens. Eu și după ce mi-au permisul înapoi, tot o să am după mine un șofer, că am un băiat care îmi place foarte mult de el și când vreau eu, când o să am eu plăcerea să mă dau cu mașina, o să mă dau cu Porsche-ul, altfel în spatele Maybach stai foarte prezidențial. Ai grijă cu datul ăsta cu mașina, că te-ai mai dat odată cu mașina și 4 luni ai rămas pe dreapta fără carnet, a fost distracție. Ce vrei, dom'le, din greșeli se învață, știi cum e. Zim și mie cu filmul, te mai vedem în caravană, da sau nu, urmează să te mai vadă oamenii în vreun oraș? Da, mai avem două orașe, mai avem la Brașov, unde o să fiu, la Cluj nu o să fiu, mă plec în Miami atunci și n-am cum să fiu la Cluj, dar la Brașov o să fiu. Ce faci în Miami? Dom'le, am o să zic că te-am mișto, dar nu te-am mișto, este un summit NATO unde vorbesc. Okay. Chiar m-am fost invitat să mă duc să vorbesc acolo și cum n-am fost niciodată în America și mi s-a părut și o onoare să fiu invitat, mă duc acolo. Oh shit, Shelly la summitul NATO, ok. Summitul NATO Youth Summit se numește, summitul tineretului NATO. Nu e summitul cu... Da, nu, dar e, da, îți dai seama că sunt președinți, sunt, adică oameni foarte, foarte sus, am fost invitat acolo, o să am un discurs acolo, da. Ok, ultima întrebare, zi-mi și mie, de ce ar trebui lumea să meargă la Bass House The Movie? Pentru că, așa cum am mai spus deja în 100 de podcasturi, filmul ăsta e foarte 2024 la nivel de glume, la nivel de umor. Am implicat foarte mult actorii în scenariu. Faptul că actorii joacă natural este datorat faptului că ei au scris nu doar replici, au scris împreună cu mine scene. Am avut N ședințe la birou construind peste scenariu inițial. Cu siguranță filmul era mult mai sec fără contribuția noastră, care a venit peste scenariu dat de scenaristul care e și foarte cunoscut. Înțeleg că a devenit foarte viral în ultimul. Înțelegi, da. Da? A plecat din țară, ai văzut? Ce? A plecat din țară, a făcut un TikTok că pleacă din țară. Vacanță frumoasă, na, îi urez. Bun scenariu, noi am făcut și mai bun și filmul acum are în toate cinematografele și e păcat să nu-l vedeți. E păcat și cred că e foarte ancorat în realitate filmul. Așa zice acum. Foarte ancorat în realitate filmul, da. Mi se pare că personajele sunt foarte true toate, tot ce se întâmplă în film. Chiar ne jucăm pe noi, bă, ne jucăm pe noi asta. Dacă nu înțelegeți despre ce e vorba, trebuie să vedeți filmul. Da, un singur lucru din punctul meu de vedere, începutul și finalul foarte bune la film, mijlocul mai mid, începutul și finalul foarte, foarte bune. Da? Mulțumesc mult, Andrei, da, mi-a plăcut. Bă, mi-a plăcut rău, da, Petre, mi-a plăcut rău de tot Petre și Berechet cum au jucat, trebuia să-i țineți mai mult, trebuia. Care e mai fan? Berechet, clar. Berechet e mai fan? Da, din punctul meu de vedere. Petre e mai fan. A, nu Berechet, Petre, scuze, eu am zis Berechet, sunt un bou, eu am zis Berechet, doamne, nu Petre, Petre, frate, mulțumesc mult, Andrei, îți mulțumesc. Costi, ești de față, ce faci, domnul? Bine, ce să fac? Și eu pe aici, pe la festivalul acesta. În primul rând, zi-mi și mie cum ți se pare filmul în care tocmai ce ai jucat și tot ceea ce se întâmplă în moment de față în jurul filmului. Bă, filmul mi se pare foarte tare, adică mi se pare o comedie care, pentru oamenii care au văzut Bass House, e mai mult decât ce își închipuiau, mă gândesc eu. Are și comedie, are și puțină dramă, mi se pare tare. Acum, dacă n-ai văzut Bass House, nici nu ne cunoști așa, poate nu o să-ți placă. Dar dacă ne cunoști, eu zic că e tare. Recomandarea ta pentru oamenii de acasă este ca prima oară să se ducă să vadă Bass House pe YouTube și după să meargă la film. Da, nu neapărat. Dacă vreodată ai râs la glumele mele, al lui Adrian, al lui Drăcea, poți să mergi liniștit la acest film. David, scuzați-mă, și David.
Dacă ai râs la glumele la 1 din ăștia 4, poți să te duci liniștit la film, că îți garantez că o să râzi. Ok, zi-mi și mie, care ar fi numele tău de scenă, nu Costimax, în situația în care tu ar trebui să schimbi numele mâine? Gosti, G-O-S-T-I, Mask, și îmi pun și mască. De la Ellen? Da, ca la Ellen, dar numai că o mască. Și ai vrea să fii așa incognito? Păi dacă trebuie, n-ai zis că trebuie. Ba da, trebuie, clar. Nu o să-și dea nimeni, sau gen ca și cum, Doamne ferește, să bat în ceva, în lemn. Doamne ferește. De fapt, nu, Doamne ferește, ca și cum îmi înșenez moartea, accident de mașină sau să mă împuște unii, și după aia îmi pun mască și apare Ghosty Mask, trepperul. Ok, am văzut că ai scos și piesă, urmează să vedem o carieră în industria asta, urmează să te vedem la Beach Please pe scenă să cânti? Nu, frate, eu am făcut așa, de plictiseală, era odată Quick la studio și am zis, dă-mă Quick să facem o piesă. Și zice, ia, vezi, îți place beat-ul ăsta pe care doar cel terminase de făcut, și zice, ia, dă-ți dau pe el. Și am dat strofa aia acum aproape un an de zile. Și apoi a intrat Drăcea pe ea acum, în martie, și aia a fost. Asta e singura ta piesă, urmează să mai vedem altceva? Bă, mai am una pentru Faru, care la fel, aia e alt gen. Na, cine o știe, când a câștigat Faru anul trecut campionatul, am făcut o piesă. Ok, Costimax a făcut o piesă pentru Faru Constanța, e real, ok. Zi-mi și mie, care a fost cea mai ciudată experiență pe care ai avut-o vreodată cu un fan? Nu știu, prin mesaje, chestii foarte dubioase, ce mi-au cerut sau ce mi-au așa. Ce ți-au cerut cel mai dubios lucru? Unghii. Știm? Unghii, frate. Tăiate. Da, dacă pot să-i dau o unghie. A zis, uite, stai cu mintea acolo, băi, pune sutienul ăla la loc. Lasă chiloții pe tine. Lasă chiloții pe tine. Ce unghie? Da, unghiile. Mi-a zis că după ce stai unghiile poți să mi le dai mie. Și eu, că întâi mi-a zis un mesaj de la că te apreciez, și eu zic mersi, te pup. Și cu darea de râs, eu am zis că până a zis o glumă ca și cum. Și pe aici, dar vorbeam serios în legătură cu unghiile. Și am zis, ok. Le-ai trimis unghiile? Da, cum să nu, la fan curier, am plătit eu curierul, le-am trimis unghiile. Nu, îți dai seama. Costimax care a trimis unghii la un fan. Dacă aveai ciupercă, dar ai dădeai ciupercă. Păi am, chiar am. E perfect. Am ciuperca sportivului, frate, azi împlinim 10 ani de când suntem împreună. Pă bune, nu azi, dar anul ăsta facem 10 ani de când am ciuperca sportivului. Messi sau Ronaldo? Ce, chiar vrei să răspund la această întrebare? Da, zi Ronaldo. Cum ar fi? Bă, depinde, dacă am niște mobilă de cărat, da, îl iau pe Ronaldo, că e mai în jos. Perfect, gata, nu, asta o fac cat direct acolo, mi sau Ronaldo, îl iau pe Ronaldo, bombă, perfect, asta a fost. Noi facem outfit ca astăzi, Costi, zi-mi cu ce te-ai îmbrăcat. Georgescule, cum mă știi, de unde încep, de sus, de jos? De unde vrei tu? Acești Adidas sunt din, nu știu, nu mai știu, s-ar putea din Fashion House, din outlet-ul ăla, s-ar putea, nu știu, sigur, așa, șosete, tot de acolo, blugii ăștia de la Porc. Am filmat ceva pentru Deliric și mi-a dat un voucher de 1000 de lei și mi-am luat blugii ăștia și alte chestii. Hanoracul ăsta l-am, cred că de pe, cum se numește ăla, Asos, așa se pronunță? Am zis bine? N-am zis, a? Bine, Asos, pentru băieții care știu. La reducere, era reducere 20% și mai aveam și eu un cod cu 30% reducere, m-am pișat pe el. Și, nu, asta sunt. Ok, zi-mi și mie, urmează să te vedem să joci într-un serial, mai ales că iubita ta joacă în seriale în moment de față pe televizor. Bă, da, urmează, dar nu cred că am voie să zic mai multe detalii, că încă nu s-a anunțat nimic, dar ce, Dictatorul serial? Nu, e cu altă producție, tot de TV. Dictatorul? Nu Dictatorul, serialul în care eu voi apărea. Eu am încercat, eu l-am tras de limbă pe Costi cât am putut. Zi-mi și mie, care este cea mai grea provocare pentru un artist care termină un ATC-ul în România? Să-și găsească de muncă. Așa greu, nu? Da, eu mulțumesc lui Dumnezeu, am avut norocul unde am fost cumva în clica asta și mi-a dat oportunități și pe lângă filme au mai existat și proiecte online. E foarte greu. Eu ce sfătuiesc cu oamenii din UNATC să se apuce și de online, că atunci când termină facultatea să nu fie cumva necunoscuți, pentru că ți-ai mult reject pe la castinguri. Și eu am picat vreo 3-4 castinguri, gen lejer, știi? Și asta zic, să se apuce de online, pentru că din online nu e neapărat, dacă faci TikTok, nu e ca și cum, TikTok-ul e cringe. Nu, TikTok-ul e cum ți-l faci tu. Dacă tu să faci sketch-uri amuzante și așa, poate să te vadă acolo regizor și multă lume să te recomande, adică e atât de simplu, știi? Ok, deci apucați-vă de online dacă terminați acum un ATC-ul sau vă doriți o carieră în zona aceasta a filmului și așa mai departe. Costi, eu îți mulțumesc foarte mult. Sperăm să ne vedem la Beach Please împreună, să cânți cu Travis Scott acolo pe scenă. Doamne ajută!